Bine ați revenit, hai să vă arăt aici ce avem. Deci practic le-am dat roșii. Roșii așa strânse cu mâna. Niște nu știu, sos de roșii. Pastă de roșii, pastă de roșii din aia din comerț. Și le-am amestecat cu mâncarea lor obișnuită. Și bineînțeles că le place tot ce. Poți să dai practic ce, orice vrei, chiar și mergi. Dacă le amesteci cu mâncarea lor, din greșeală mai mănâncă și văd că le place și continuă să mănânce. Parcă deja știm care e ordinea pe aici, care e șefii. Pecking order. Delicatese, eh? Și asta e a treia oară, când, nu, asta e a doua oară când le dau ultima de două ori. Nu știam că în roșii, în roșii mucegăite. Cine și pasta era mucegătită, dar am aruncat mucegaie de la pasta, doar pasta care nu era bună pentru oameni am dat lor, aia de la sus. Da, și roșile care erau mucegăite le-am dat lor. Și am încercat să-i sperăm ca să nu se învețe la roșii când o să crească la mine în grădină. De aia. Trebuie să-i dai sub o formă care ei nu pot să o recunoască. Și coș de ouă dacă le dați, să le dați sub ciobituri mici ca să nu se prindă. Ce freză are ăla. Deci că e tuns cheliei. Nu știu, măcar unii au cap tot capul și ăla n-are numai jumătate de cap. Se pare că le place. Și sături, au și mâncare. Am adus și niște lubenița. Cam atât. O să doresc o seară faină.